Vă salut, Ciobănaș! Astăzi descărcăm la Baloți. De încărcat nu am fost pentru că am fost cu ele și după aceea am fost la mulți și am încărcat fratele cu niște băieți. Dar la descărcat merg și eu. Acum mergem să ducem remorcile. O să descărcăm. Am două remorci. Eu îi dau de sus și fratele meu îi aranjează. Am venit să mai încărcăm o tură după ce le-am descărcat pe alea două remorci, pentru că o să vină ploaia și să sperăm că reușim să-i încărcăm și pe ăștia. Nu mai sunt mulți. Oricum, eu zic că o să ajunge până când o să înceapă să plouă, să mergem să-i și descărcăm. Nu știu dacă se văd. Bate vântul foarte tare. Sunt așa grei, pe ele sunt mai ușoare. Astea nu au fost, nu au plouat ca să se negrească. De azi, vremea nu ne mai lasă să balotăm, așa că o să ne oprim aici. Oricum am terminat parcela asta. Mâine, poimâine, dacă se face vreme mai bună, mai balotăm, dar decât să-i balotăm să rămână pe jos, mai bine nu-i balotăm.